Deputații au ieșit în vacanță. Sesiunea s-a terminat până așteptată. Speakerul Parlamentului nu a făcut măcar nici bilanțul activității. Pe de altă parte, cetățenii spun că sunt nemulțumiți de rezultatul muncii aleșilor poporului. Lumea critică deputații care au plecat la odihnă într-un moment când țara este amenințată în continuare de inundații. Sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului s-a încheiat brusc săptămâna trecută. Deputații au anunțat că merg în vacanță. Nici o fracțiune, nici un deputat sau cel puțin speakerul Mihai Ghimpu nu a făcut bilanțul activității legislativului în sesiunea trecută. Nu prea au la activ deputații rezultate cu care să se laude în fața poporului. Pe de altă parte, Alianța se poate mândri cu numărul record de ședințe anulate. Deputați din sectorul 2, vă rog să intrați în sală. Mihai! Invit, te rog, deputații de jos. Dacă nu vine, adă-i, vezi pe jos pe acolo. Pe al doilea record atins de Alianță ține de pauzele luate în timpul ședinței. Grupuri de deputați întrerupeau permanent ședințele pentru a se consulta. Tradiția era că se cerea pentru pauză 5 minute. Stimați deputați, mult stimată presă, mai aveți timp pentru cafea și o ceai. Încă 5 minute solicită fracțiunea Partidului Liberal Democrat o pauză. Tradițional, cele 5 minute solicitate se transformau în 30 de minute sau chiar o oră. Între timp, aleșii poporului își rezolvau chestiunile și afacerile prin telefon, făceau declarații pentru presă că Alianța este beton și lucrurile în țară merg bine sau își planificau prietenește cum să petreacă sfârșitul de săptămână. De cele mai multe ori, după pauze, ședințele se blocau pentru că deputații uitau să revină în sală. Unii încercau să amăgească că toți sunt la lucru. Grupul parlamentar al Partidului Democrat este practic în deplină componență și vor fi în câteva minute toți deputații aici. Deci eu propun să continuăm ședința. Da, aveți dreptate, în deplină componență, văd eu. Domnul microfonul pas. Eu am zis practic. Lipsa deputaților în sală a contribuit la un alt record atins de Alianță, votarea legilor fără prezența majorității deputaților în sală. Conducerea Parlamentului, fără a număra voturile, anunța că legea este adoptată. 55 de voturi, 19-41 devine lege. Însă, când venea vorba despre legi care urmăreau interesele proprii, s-au potrivit unor membri ai Alianței, urmăreau interesele mafiei, în Parlament s-a instalat cearta și războiul. Deseori se amenința cu moartea Alianței sau cu părăsirea Parlamentului. Dacă vă duceți voi, ne ducem și noi acuși. Ceea ce încearcă să facă colegii noștri de la PLDM este o mare rușine. În spatele acestui lobby stă o construcție de tip mafiot. Și repet acest lucru. Eu nu sunt mafiot. Și eu lupt din 88. Vă rog să vă așezați acolo. Nu, stați o leac. Socotiți că începutul înmormântării Alianței s-a început ieri. Я хочу сказать, что тот цирк, который сегодня здесь творится, на самом деле означает только одно, что некоторые политические партии страны хотят подмять под себя судебную власть. Doamne, te rog, adă pace în sala asta azi. Și liniștiți colegii mei din Parlament. Obosiți de certuri, sătui de ceai și cafea în ore întregi de pauze, deputații au decis să plece în vacanță la odihnă. Poporul însă consideră că Alianța nu merită concediu pentru că nu a obținut rezultate pozitive pentru țară. Țara este în pericol, inundații, probleme. Deci chiar de cum cădem în patru labi sau ce? Sunt oameni foarte care trebuie ajutor. Ia cam mult trebuie să lucreze Parlamentul. Nu în concediu, în punctul cel culminant. Amu lucru. Că ei ales, dumnealor să aleși de popor. Noi i-am ales. Și ei trebuie să apere interesele noastre. Pentru atâta noi și i-am ales pe dumnealor. Dar ei se duc în concediu. Care la Sanai, care la Carla Vivară, care la așa. Ia ca așa beți. Nu se face așa. Cum au lucrat? Au lucrat cum se vede, nu prea. A lucrat, mai mult o discutat. Eu sperăm ca să facă doamnă treabă înainte. Nu e nici un rezultat. Mai mult în parți, să se bat la care și care a pune mai mult în buzunar. Consider că e un haos în Moldova acum. Că
nu se ia măsuri în legătură cu niciun lucru, nicio problemă. Ar trebui să concentreze pe lucruri mai importante decât să se certe între ei tot timpul. Nu, eu nu știu, слишком много слов и никаких действий. Вот так, это единственное, что я могу сказать. Сын стермин одат к галажии в парламент, сапочите лукру, сфакшева Петру Молдова. Spui să fac ceva pentru Moldova, dacă vor să intrăm în Europa. Cât eu ieșit o leac la putere, vreodată sunt păcate, dar mă de iar încep să destrăme, să strișe, să... Iară vor fiecare să ocupe puterea. Они ссорятся, делают вид, может и деньги свои крутят, а люди страдают. И нu-mi place cum lucrează acolo. Mai mult caut între dâși și... Tot neajunsurile astea, știi? Nu știu care e mai hâtru, care e mai... Asta. Și poporul? Da, poporul și... Poporul așteaptă la dânsă rezultate, dar e... Nu se vede nimic. Конечно, хуже, тяжелее. Цены поднялись, работы нету, молодежь пытается уехать куда-то. Кто не может уехать, тот бездействует. Родители работают за всех, получается. Все. Тяжело жить. Cum să trăiți bine dacă noi nu muncim? Da, să doar sunteți pentru că să trăiți bine, nu? Păi da. Păi dar cum să trăiți bine dacă noi nu muncim? Sergiu Strungaru, Serghei Ambrosiev, pentru NIT.